Noi disensiuni între state este europene și cele veste europene din cauza Rusiei. De data aceasta, miza o reprezintă turiștii din Rusia. Finlanda și Estonia le-a cerut statelor din vestul Europei să nu le mai ofere vize turiștilor ruși, astfel încât aceștia să nu mai poată vizita Europa. Nu de aceeași părere este însă și Franța, care consideră că restricțiile aplicate turiștilor din Rusia sunt totuși prea dure. Atât premierul finlandez Sanamarin, Marin, cât și omologul său estonian, Kaya Kalas au cerut țărilor din vestul Europei să nu mai acorde vize turiștilor ruși. Nu mai eliberați vize turistice rușilor. Vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului. Călătoria cu avionul din Rusia este oprită. Înseamnă că, în timp ce țările Schengen eliberează vize, vecinii Rusiei poartă povara. Acum este timpul să punem capăt turismului din Rusia, a precizat premierul estonian Kaya Kalas într-un mesaj pus pe contul ei de Twitter. De aceeași părere este și premierul Finlandei, Sana Marin, al cărui guvern a anunțat deja că va limita numărul de vize pe care îl acordă cetățenilor ruși. Nu este corect ca în timp ce Rusia poartă un război de agresiune agresiv și brutal în Europa, rușii să poată duce o viață normală, să poată călători în Europa și să poată fi turiști. Poziția Estoniei și Finlandei este susținută și de Letonia, care a anunțat că va opri liberarea de vize pentru cetățenii ruși. Franța nu este însă de aceeași părere și a indicat faptul că are de gând să relaxeze restricțiile impuse asupra turiștilor ruși, pe motiv că sunt prea dure. Asta după ce li s-a refuzat intrarea unor turiști ruși în Château de Vincent din Paris. Acesta are un număr de aproximativ 150.000 de turiști pe an, mulți dintre ei ruși. De cealaltă parte, Kremlinul a caracterizat poziția țărilor din estul UE drept irațională și extrem de negativă. Turiștii ruși pot ajunge în Uniunea Europeană prin cel puțin două modalități. Companiile aeriene rusești nu mai pot efectua zboruri directe către Uniune, însă pot zbura către aeroportul din Istanbul, care este și un hub de transport iar de acolo turiștii ruși pot intra în Uniune. O altă modalitate o reprezintă circulația cu autocarul. În Sankt Petersburg, de exemplu, companiile de autocare rusești oferă drumuri către aeroporturile din Finlanda, iar cum aceasta este stat membru Schengen, de acolo turiștii ruși se pot duce aproape oriunde în Uniune.